Bună seara, dragi telespectatori! Salutăm și invitata noastră în studio, doamna Dana Constantinescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru! Vă mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, faptul că, iată, avem un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean se datorează faptului că de astăzi o parte dintre elevi s-au întors din nou la școală. Așadar, stimată doamnă, au părăsit copiii în mediul online, o parte dintre ei, da, doar cu acordul părinților, iar o altă parte s-au întors la școală. Da. O parte dintre elevii care s-au înscris anterior, cu acordul părinților, da, luat în condiții de legătură telefonică, de mesaje online, în fine, din mediul online, acordul luat online al părinților sau telefonic. Deci acești copii care s-au înscris într-un număr de 2174 de elevi de clasa a 8-a pe județ și de 1737 de elevi de clasa a 12-a, respectiv clasa a 13-a, pentru profilul pedagogic acolo unde este cazul, la, ca să fiu mai exact, la Colegiul Național Spiru Haret, dintre acești copii, dintre acești elevi care și-au exprimat acordul de a participa la aceste pregătiri pentru materiile la care vor susține examenele naționale, doar 80% au venit astăzi, fizic, în școală. Și a fost un număr destul de mare de profesori, pentru că era obligat, 1276 de cadre didactice au participat la aceste pregătiri. Deci da, copiii s-au întors în școală astăzi, dar în condiții de maximă siguranță în privința măsurilor luate împotriva îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, cu noul coronavirus. Deci ce a presupus acest lucru? Am văzut că dumneavoastră ați făcut și inspecții, da? Da. În școli înainte, da, ca... Inspecțiile tematice, ca așa se numesc, în școli au început cu două săptămâni în urmă. Da. Fiecare inspector de la fiecare specialitate are în răspunderea sa și un anumit număr de școli pe care le-au verificat și în urma acestor verificări s-au întocmit note de control și am constatat cu toții am constatat cu toții faptul că au îndeplinit acele regulamente și acele măsuri impuse de minister prin ordin de ministru. Respectiv, începem cu unitatea școlară, efectiv. De cum se intră pe poarta unității școlare, există un traseu foarte bine delimitat și marcat prin săgeți, vopsite sau din alte materiale realizate pentru accesul copiilor în școală și același traseu continuă fără să se repete pentru ieșirea elevilor din unitatea școlară, astfel încât să nu se întoarcă pe același pe aceeași rută, da. La intrarea în fiecare unitate școlară există dispensere cu dezinfectant, cu soluție dezinfectant, există acele covorașe îmbibate cu substanță biocidă, astfel încât orice urmă de, orice microb de pe încălțămintea elevilor și a cadrelor didactice și a personalului auxiliar să poată să fie eliminat. La intrarea în sala de clasă există de asemenea aceste dispensere cu soluție dezinfectantă. În sala de clasă, acum, în funcție de mărimea sălii de clasă, există un anumit număr de pupitre, de bănci. Fiecare copil trebuie să aibă între ei o distanță de 2 metri și fiecare copil trebuie să se bucure de un perimetru de 4 metri pătrați. Dacă avem o sală de clasă mai micuță, de exemplu în zona rurală, putem să avem 6 bănci, 8 bănci, dacă avem o sală de clasă mai mare, din Târgu Jiu, de la Colegii Naționale, sau putem să avem 10 bănci, depinde de mărimea sălii de clasă. Și, practic, dintre acești elevi care s-au întors, dumneavoastră, mă rog, dumneavoastră, conducerea unităților școlare, au împărțit, nu? Numărul de elevi, au împărțit numărul de elevi foarte, foarte precis și exact. Nu s-a făcut niciun fel de intercalare, nu s-a făcut niciun fel de suprapunere. Există un orar foarte bine stabilit, da, pe grupe de elevi, pe săli de clasă, pe ore, evident, pe materiile la care trebuie să
se fac aceste pregătiri. Și acele orare sunt afișate pe ușile sălilor de clasă, cu ora, cu data, cu numele copiilor, cu oglinda sălii de clasă. Oglinda sălii de clasă, dacă nu sunteți familiarizată cu termenul, este efectiv fiecare bancă desenată, cum exact. Să-și regăsească copilul exact numele, locul unde și trebuie să se așeze. Să nu se atingă ei foarte tare, sau nu, să nu se atingă foarte tare, să nu se apropie foarte tare unul de altul, astfel încât să se poată păstra distanța. Atât cadrele didactice, cât și elevii prezenți în școală, au beneficiat de acele măști despre care se tot vorbea că nu mai ajung o dată, când vor ajunge, că se tot făceau tot fel de speculații că nu vor ajunge. Ei bine, în județul Gorj, măștile au ajuns de sâmbătă dimineață și sâmbătă dimineața la Inspectoratul Școlar Județean au venit directorii unităților școlare din tot județul și au ridicat acest număr de măști corespondent fiecărei școli în parte, astfel încât copiii au putut să beneficieze de mască atât în momentul în care au intrat în instituție, cât și în momentul în care au plecat, la fel și cadrele didactice. Deci copiii... Deci trebuie să primească două măști, nu? Două măști pe zi, exact. Două măști pe zi. Da. O dată la intrare, o dată la ieșire. Da, da. Am înțeles. Atât elevii cât și cadrele atât didactice. Atât elevii cât și cadrele didactice, exact. V-am întrebat pentru că ați văzut și în mediul online și o parte dintre sindicate aveau aceste temeri legate de sănătatea copilului, de sănătatea cadrelor didactice fondate, aș zice eu. Numai că important este fondate, dar să respectăm această distanțare. Exact, să nu se exagereze și să nu se creeze o isterie până nefondată sau să nu se creeze o isterie inutilă în legătură cu această întoarcere a elevilor la școală. Pentru că ei nu stau apropiați, profesorii, cadrele didactice au sarcina și personalul auxiliar au sarcina de a-i împiedica să se apropie chiar în pauze, pentru că există pauze, iar nu am menționat faptul că între orele de curs există o pauză de o oră sau două pentru a se aerisi sala de clasă în mod corespunzător. Să revin la idee. Nu aș vrea să se creeze o isterie inutilă în legătură cu întoarcerea elevilor la școală, deoarece există un risc mai mare când mergem pe stradă și ne apropiem de o persoană și poate nu purtăm mască sau poate purtăm mască, e același lucru, efectiv. Numai că educația trebuie să continue în orice condiții. I-am văzut destul de vesel astăzi pe copii. Păi au fost destul de vesel pentru că au fost vesel să se revadă ei între ei ca și colegi și au fost vesel să revadă chiar și cadrele didactice. Chiar nu se aștepta nimeni că sunt copii la școală, să credeți sau nu. Exact, cred că nu s-au bucurat niciodată elevii să-și vadă profesorii atât de tare, nici măcar după vacanța de vară, când era o perioadă. E, acum chiar credeau că nu o să se mai vadă foarte mult timp și s-au bucurat. Bun. În privința, dacă îmi permite să continui, în privința unităților școlare care dețin în structura lor și cantine sau internate, cantine cu săl de mese sau internate, Institutul Național de Sănătate Publică a emis pe 25 mai o recomandare transmisă Ministerului Învățământului și Cercetării, recomandare care a fost transmisă inspectoratelor școlare, iar inspectoratul școlar, la rândul său, transmite mai departe conducerilor unității de învățământ, au transmis niște recomandări cu măsurile care trebuie luate în privința igienizării spațiului de masă, spațiului de dormit, spațiului de locuit, practic, pentru că există foarte mulți elevi care locuiesc în afara orașului și aici vorbim strict de municipiul Târgu Jiu. Deci avem la colegiile mari, la Tudor Vladimirescu, la Ecaterina Teodoroi, la Spiru Haret, avem internate care găzduiesc foarte mulți copii care frecventează cursurile acestor colegii și ei sunt nevoiți să stea la cămin și aceleași reguli se aplică. Sunt 2 metri distanță între paturi, de asemenea sunt 2 metri distanță între mese, în sala de mese, în cantină. Nu se gătește, există mâncare adusă pe
meniu, pe porție, în acele caserole igienizate, nimeni nu pune mâna pe mâncarea copilului, nu, acele recipiente caserole se vor arunca, mâncare, da, se vor arunca. S-au realizat toate aceste măsuri. Chiar au fost verificate de colegii mei în ați avut în emoții oraș. Pentru reînceperea anului școlar? Au fost mulți părinți care v-au sunat, care au fost stresați de toate aceste lucruri, dincolo de cadrele didactice, care evident prin nu au sunat. Sindicate nu v-au sunat. Nu ne-au sunat, nici dar părinții. Dar bănuiesc că au transmis... Au fost niște temeri în privința socializării copiilor în pauză sau socializării copiilor la poarta unității școlare. Acolo unde este peste puterea noastră de a-i controla. Pentru că ei poate vin în grupuri, nu-și respectă o distanță socială, sunt atât de bucuroși să se revadă, ei nu pot să gândească atât de departe cât că prietenul meu cel mai bun nu mă poate îmbolnăvi sau... Da, și nu putem să spunem că nu am avut emoții. Au fost emoții, dar ne-am bazat foarte tare pe seriozitatea conducerilor de învățământ. Unităților de învățământ. Bun. Dacă tot am rămas aici pe palierul acesta al revenirii la școală, aș dori să vă întreb dacă se reîntorc la grădiniță și micuții, pentru că la fel, părinți, o parte dintre părinți se reîntorc la servicii în această perioadă. Normal că toată lumea își dorește decât un salariu de 75%, mai bine un salariu întreg, pentru că se vor redeschide creșele și grădinițele particulare. Acelea se vor redeschide. Cele de stat nu. Deocamdată nu. Până la toamnă. Până la toamnă. Da. În această perioadă se... Ce se întâmplă aici? Se face igienizarea acestor grădinițe, creșe? Exact. La fel ca orice altă unitate școlară, trebuie să respecte acele reglementări, acele măsuri. Din ordinul de ministru, sunt două ordine de ministru care presupun aceste lucruri care trebuie efectuate. Rămânem puțin, vă rog, și la partea aceasta de preșcolar. Știu că sunt mai micuți, dar sunt importanți pentru noi toți. Evident. Acum este o perioadă de înscriere. Da. Sau reînscriere a acestora. Aș dori să ne spuneți dacă sunt locuri suficiente, ce trebuie să știe părinții, o parte sunt stresați că nu mai prind locuri, ce fac cu copilașii de la toamnă, care ar fi perioada pași, de care ar fi reînscriere etapele? Pentru cei de la grupele mijlocii, mari, mici, da? Mici cred că este bun, da. Da, este între 25, a început pe 25 mai și va continua până vineri 5 mai, deci perioada de reînscriere pentru cei mici. Perioada de înscriere pentru cei care nu au frecventat până acum grădinița se va face în 3 etape. Prima etapă va fi între 8 iunie și 3 iulie, mi le-am notat eu aici ca să nu greșesc ceva. Iar cea de-a doua etapă între 20 iulie și 10 august, urmând ca ajustările să se facă între 11 august și 31 august pentru locurile rămase. Deci, practic, nu rămân copii neînscriși? Nu vor rămâne copii neînscriși, se vor aronda altor școli, se vor redistribui în funcție de numărul de locuri rămase. Oricum, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean există numărul de locuri pentru absolut fiecare instituție școlară, fie ea preșcolară, gimnazială sau liceală. Deci pentru tot învățământul preuniversitar, pe site-ul Inspectoratului Școlar Gorj există aceste date. Fiecare grădiniță cu numărul de locuri, fiecare școală cu numărul de locuri, deci nu este absolut nimic, totul este transparent. Astfel încât părinții să poată să se hotărască și să-și ia o decizie bună. În privința numărului de locuri care este depășit de numărul de înscrieri, atunci vor fi copiii cu prioritate, cei care se încadrează la anumite criterii. Adică dacă un copil este orfan de ambii părinți, automat are prioritate. Dacă este orfan de un părinte, automat are o prioritate. Dacă are un frate deja, un frate, o soră deja înscris în grădința respectivă, iarăși are prioritate. Deci există anumite criterii care sunt prioritare atunci când numărul înscrișilor depășește numărul de locuri oferit de grădinița respectivă. Bun, în ceea ce privește
haideți să revin totuși la copilașii mai mari, care da. S-au reîntors cu emoția. Deci progresiv, acum, așa, să progresi, grădiniță. Progresiv, grădiniță și da. Clasa 8-a, clasa 12-a. Deși îmi propuse să discutăm spre final despre neconstituționalitatea predării online, da. Totuși aș vrea să intercalăm aici acest subiect. Să-mi spuneți dacă părinții au de ce să-și facă, nu știu, griji. Li se mai încheie mediile copiilor, nu li se mai încheie mediile copiilor. Am văzut în media în general scrisă, TV, etc. Nu mai este constituțional. Deci, cred că toată lumea este acum bulversată. Cu sufletul la gură. Bulversată, da. Nu. Părinții n-au de ce să-și facă griji. Într-adevăr, s-a declarat neconstituțional învățământul online, dar nu s-a emis un ordin de ministru care să oprească, care să stopeze această practică. Această practică aș numi eu vitală. Adaptată situației, adaptată situației neprevăzute. Exact, pentru că nu putem opri actul didactic, sub nicio formă. Deci, eu am spus la începutul emisiunii dumneavoastră, educația trebuie să continue în orice fel de condiții. Acum, dacă învățământul online este declarat neconstituțional, elevii ce ar trebui să facă? Să stea acasă, pur și simplu, să nu mai citească nimic, să nu mai învețe nimic, să nu mai primească niciun fel de informație de la profesor. Nu se poate face acest lucru. În privința mediilor, deci până noi nu primim un ordin de ministru, nu putem să spunem că vom opri acest proces educațional. Din fericire, trăim în secolul 21 și putem să beneficiem de acest lucru. În 1918, când a fost celebra gripă și celebra pandemie, nu beneficiau elevii respectivi de așa ceva. Ultima, cea mai apropiată pandemie. Da. Și ar trebui să ne bucurăm și să nu încercăm să punem bețe în roate pentru învățământul online. Fiecare îl face cum... pe ce platformă educațională consideră că se ați poate descurca mai bine. Ați simțit implicare din partea cadrelor didactice, a foarte elevilor, mare. A părinților, foarte au mare răspuns implicare. Pozitiv? Da, foarte mare implicare, da. Adică elevii simt și ei un program, simt și ei că au un scop în a-și continua învățarea. Profesorii de asemenea simt că nu se opresc cu actul didactic și cred că este un win-win situation. Deci este o... așa ca să mă folosesc de materia pe care o predau. În privința mediilor. Așa, există temeri. Există foarte mulți copii da. Care își fac griji, mai ales aceia care se aflau în situații de corigență. Sunt copii corigenți pe primul semestru, sunt copii care nu au nicio notă semestrul ăsta, pentru că, să nu uităm, cursurile s-au oprit pe data de 11 martie. Și nu apucase toată lumea să dea note. Se mai dăduseră lucrări de control, se mai dăduseră diverse note în ascultare, dar nu toată clasa apucase să ia note. În afară de învățător care are aceeași clasă, aceiași elevi de luni până vineri, un profesor de școală gimnazială sau de liceu are foarte multe clase. Și nu are timp să dea într-o lună de zile, o lună jumătate, note la absolut toată lumea sau două note la absolut toată lumea. Și normal să existe foarte mulți copii care nu au note. Și pentru acest lucru s-au creionat 7 sau 8 situații. Nici nu țin minte acum numărul exact, nici nu contează. Dar mi le-am notat aici și avem așa. Dacă un copil are 2 note... s-a întâmplat să aibă 2 note pe semestrul acesta, dar nu a avut acces la mediul online, atunci media se va face între cele 2 note deja existente. Dacă acest copil are și activitate online care poate să fie evaluată și are și 2 note deja în catalogul fizic, pe hârtie, atunci media se poate face între ele. Dacă un copil are o singură notă și fără activitate online, acea notă se va dubla. Deci acea notă va deveni media semestrului 2. Ca o paranteză, tezele nu mai există pe semestrul acesta. Deci nu se pot da teze în mediul online, pentru că nu putem fi siguri de corectitudinea elevilor și atunci de ce să-i mai agităm? Da. Dacă nu avem nicio notă
și nu avem niciun fel de activitate pe vreo platformă educațională care să poată fi evaluată, atunci media de pe semestrul 1 devine și media de pe semestrul 2. Deci, practic, se dublează cumva media. Devine media anuală. Pentru că între cele două semestre se face o media anuală. Și atunci, dacă un copil are 7 la, nu știu, biologie pe semestrul 1, media generală va fi 7 pentru ambele semestre. Dacă nu are nicio notă, dar are activitate online, atunci se poate evalua această activitate online pentru două teme, două, nu știu, sarcini de lucru alocate și se poate face foarte ușor media între ele. Dacă un alt scenariu, adică toate astea sunt, le numesc scenarii, dar sunt situații foarte reale cu care elevii României se confruntă. Și pentru care Ministerul Educației și Cercetării a încercat să vină cu soluții valide. Dacă este un copil corigent pe semestrul întâi și nu are nici activitate online, deci nu a intrat pe niciun fel de platformă, nu, poate nu a deținut copilul respectiv un device, că era și în engleză un device, un device necesar, atunci se decide împreună cu părintele sau tutorele legal o variantă ca acest elev să poată să primească o temă, o sarcină de lucru. Și care să poată fi evaluată, care să presupun. Poată să fie evaluată, da. Și mai am un singur scenariu. Dacă este corigent pe semestrul întâi, dar are activitate online, atunci se poate evalua activitatea online, astfel încât să nu rămână cu media necheiată sau corigent. Acum aș vrea să menționez un singur lucru. Sunt foarte mulți elevi care sunt îngrijorați de faptul că vor rămâne corigenți. Poate nu se descurcă foarte bine la o materie și deja sunt corigenți pe un semestru. Profesorul respectiv care predă la clasa respectivă și care are acel copil de evaluat va încerca o variantă astfel încât să-i fie benefică acelui elev. Deci pentru a liniști toate temerile copiilor care mai șchioapătă la anumite materii, nu va rămâne nimeni, din păcate, corigent. Zice, din păcate, aoleu! Glumesc, din păcate, pentru că nu am învățat. Dar vor trebui să-și ia revanșa în anul școlar următor. Glumesc. Aici, deci nu va rămâne niciun copil corigent. Niciun elev corigent. Cred că este vestea... Adică să sperăm... Vestea serii. Da, să sperăm. Am putea totuși să-i ținem un pic așa în stres. Deci, dar nu e cazul. Cred că nu. Cred că și copiii, în egală măsură ca și adulții, au trecut destul de dificil prin această închidere socială întru totul. Da. Și atunci cred că... Cu toții. Suntem într-o situație fără precedent. O presiune în plus peste ei poate să fie inutilă. Ați văzut și dumneavoastră că s-a discutat destul de mult de către cei care ne conduc, s-au luat în calcul și varianta să nu se mai dea aceste examene, s-a ajuns ca totuși acestea să se dea. Unele țări au renunțat la ele, noi nu am renunțat. La noi înțeleg că vor fi mai multe sesiuni. Da. Primul examen care va veni peste noi este evaluarea națională. Evaluarea elevilor de clasa a 8-a pentru admitere într-un liceu. Evaluare care, a cărei medie finală va fi media ponderată între 80% rezultatul de la probele scrise la examen și 20% media generală pe cei 4 ani de gimnaziu. Deci și se va face o medie între cele două. După acest lucru, copiii vor putea să opteze în funcție de medie pentru un anumit profil la un anumit liceu. Perioada de înscriere a început astăzi și va dura până vineri, 5 iunie. Înscriere care se poate face online la absolut orice ciclu de învățământ, înscrierea se poate face și online și la unitatea școlară. Bine ar fi să se facă înscrierea online, după care să se revină cu un telefon să verifice dacă acest lucru s-a îndeplinit. Că mai pot exista diverse
Și atunci, probleme. Ca părintele să fie sigur că să mai revină și cu un telefon sau să vină și la școală. Da, să vină și la școală. Pentru că respectându-se aceeași distanță socială, aceleași măsuri cu măști, cu mănuși, se poate face lucrul ăsta. Adică nu suntem... Înscrierea se face începând de astăzi. Începând la de astăzi până vineri la liceu, da. La ori la un singur liceu? Nu, sau nu, nu, nu. La școala, la școala unde ei frecventează, unde la sunt înscriși. Unde ei frecventează. Da, da, da. Pentru înscrierea la... Pentru înscrierea la evaluarea națională. La evaluarea națională. Da. Iar examenele vor fi între 15 și 17 iunie. Da. Pe 18 iunie este limba maternă, dar la noi în Gorj nu este cazul de elevi care să trebuiască să susțină acest examen. Și atunci ne vom limita la cele două materii, la matematică și la limba și literatura română. Acum, avem niște situații. Există două școli în Gorj, respectiv școala gimnazială de la Arcani și școala de la Turcinești, care au sub 10 elevi de clasa a 8-a care să participe, să participe la acest examen. Da, și acești elevi au fost arondați, vor fi atunci arondați școlii gimnaziale Arcan și școlii din din Sâmbotin. Da. Și mai avem 5 elevi de la XEI, de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă, care sunt deținuți. Și atunci pentru ei se va întocmi o subcomisie separată și vor susține examenul la școala gimnazială Sfântul Nicolae din Târgu Jiu. Școala numărul 6, cum se cunoaște înainte. Acestea ar fi cazurile excepționale. Acestea ar fi cazurile excepționale, da. În cazul în care de emoție, de vreo răceală, de, nu știu, vreo boală preexistentă examenului, sau dacă există elevi carantinați sau în izolare, deci pentru aceste cazuri se va mai ține o sesiune specială a evaluării naționale. Ea va avea loc între 29 iunie și 29 iunie limba română, 30 iunie matematică. Și pe, dar doar pentru aceștia. Dar numai pentru aceștia. Pentru că s-au primit întrebări de când s-a aflat lucrul ăsta, respectiv de vineri, de când a fost o... noi în Gorj l-am aflat de vineri, de când a fost o videoconferință cu ministrul educației și cu inspectorii generali din, din țară. Deci de când s-a aflat acest lucru, elevii au înțeles, sau mă rog, părinții au înțeles, au fost cazuri când s-a înțeles că dacă ei pică examenul, se pot duce să-l susțină în această sesiune specială. Nu este cazul. Nu. Sau pot să aleagă. Nu. Sub nicio formă. Adică nu vreau să mă duc la această sesiune care, la prima, la cea oficială, vreau să mă duc la cea de-a doua pentru că, nu știu, eu consider că mai învăț până atunci, că mai citesc. Nu. Deci vor fi doar, această sesiune va fi doar pentru acei copii care vor avea o temperatură mai mare de 37,3 grade și vor fi trimiși acasă. Și că am omis să vă spun la început, astăzi au fost două cazuri la Liceul Tehnologic Bălteni și la Colegiul Tehnic numărul 1 din numărul 2, pardon, din Târgu Jiu, unde doi elevi au avut temperatura de 37,9 sau ceva de felul ăsta, au fost trimiși acasă, s-au dus la medicul de familie și peste câteva ore, două, trei ore, temperatura lor a scăzut. Deci, o fi fost vreun lucru datorat emoției sau datorat drumului pe care l-au făcut, că erau navetiști, cel din Târgu Jiu era navetiști și automat... Sunt și astfel de situații. Exact. Și mai avem doi frați aflați în izolare în județ. Tatăl, cred, a venit din străinătate și automat au trebuit să intre în izolare. Dar se încadrează pentru aceste sesiuni? Da, da, se încadrează. Numai că n-au putut să vină acum la această la pregătire. Da. V-am înțeles. Haideți să mai urcăm și la BAC. Și la BAC. Înscriere pentru bacalaureat încep mâine.
pe 3 și vor dura până pe 10. Repet, înscriere care poate să fie făcută și online. Datele examenelor cred că sunt ultra cunoscute, dar n-ar strica să le repet și eu. Sunt între pe 22 iunie limba și literatura română scris, da. Pe 24 iunie este proba obligatorie a profilului, iar pe 25 iunie este proba la alegere a profilului. Și aș vrea să mă întorc puțin la perioada 11-17 iunie, când comisia desemnată cu acest lucru va face acele echivalări despre care se tot vorbește. Într-o sesiune firească, în afara unei perioade de pandemie, examenul de bacalaureat presupunea și niște probe de competențe. Competențe lingvistice, competențe digitale și competențe la limba română, pentru a stabili nivelul de utilizator al limbii române. Sunt copii, sunt elevi, eu am tendința să-i numesc pe toți copii, predau de prea mult timp ca să îi pot numi altfel, să mă pot delimita de ei și îi privesc așa personal. Deci sunt elevi care la limba străină au susținut niște examene de limbă, cum ar fi la limba engleză Cambridge, la franceză DALF sau DELF, nu știu exact cum se pronunță, pentru că eu nu știu franceză. Și aceste certificate de limbă recunoscute la nivel internațional pot cu succes să echivaleze competențele lingvistice la o limbă studiată în liceu, la o limbă modernă studiată în liceu. Aceste examene sunt superioare ca nivel nivelului de competențe lingvistice. Certificate pe care ei le vor folosi cu succes la universități în străinătate sau la universități în România sau la diverse joburi pe care ei le vor căuta în viitorul lor profesional. La informatică există niște concursuri recunoscute la nivel european care echivalează aceste certificate, aceste competențe. Deci sunt foarte mulți copii care oricum nu ar fi fost nu ar fi participat la examenele de competențe, pentru că aveau aceste certificate deja care echivalau. Și atunci se echivalează. Se echivalau. Dacă există vreun elev care are o diplomă, care are un premiu la o olimpiadă internațională, la o materie la care s-ar susține bacalaureatul, acea diplomă poate să echivaleze proba la bacalaureat. Deci nu mai este nevoie să susțină acea probă, în cazul în care există cazuri în județul nostru. Deci asta ar fi problema echivalărilor. Da, echivalărilor, da. Astăzi s-a stabilit faptul că, de fapt, ieri, cred, s-a stabilit faptul că va mai exista o sesiune de bacalaureat specială care va începe pe 29 iunie. Exact pentru aceleași situații pentru care va exista sesiunea specială de la evaluarea deci, națională. Deci, la fel, nu-ți poți alege, nu mă duc nu. Acum și mă duc atunci, nu. Am luat notă mică, acum mă mai duc încă o dată. Nu este o opțiune. Pentru cei care nu reușesc să treacă, ce pentru li se care oferă, ce care vorbiți ar fi varianta. Acum de bacalaureat. De bacalaureat. Din totdeauna a fost cea de a doua sesiune în august, la sfârșitul lui august a bacalaureatului, pentru elevii care nu au promovat examenul sau pentru elevii care care nu au promovat examenul în anii anteriori, pentru că există și astfel de situații. Și iarăși în privința, repet un pic, mă întorc un pic la evaluarea națională, există 84 de centre de examen pentru evaluare începând cu 15 iunie, iar de examinare, pentru că centre de evaluare efectiv, de evaluarea rezultatelor vor fi 3, respectiv Școala Gimnazială Pompiliu Marcea, Școala Gimnazială Voievod Litovoi și Școala Gimnazială Constantin Brâncuș.
Deci acestea vor evalua lucrările elevilor de clasa a 8-a, aceste cei trei centre. La fel și pentru bacalaureat vor fi desemnate trei centre, dar acest lucru nu a fost încă realizat, deoarece până pe 8 iunie Comisia Județeană de Bacalaureat trebuie să le desemneze. Vor fi trei centre, dar dacă vor fi elevi înscriși peste numărul deja prevăzut, adică elevi din seriile anterioare, atunci se va mai crea și un al patrulea centru de evaluare. Bun, dar până atunci ce trebuie să știe părinții? Că se duc cu elevii să-și dea examenele la școala unde frecventează. Da. Deci da, nu da, în altă parte, da. Nu... Se vor redistribui, se vor aronda, mai da, bine zis, elevii școlilor unde nu au 30 de copii care să dea examenul. Deci sub 30 de copii sunt arondați altor școli. Altor școli. Bun. Da. Acum să revenim la BAC. Da. Mediile s-au închis și aici pentru elevii? S-au închis de săptămâna trecută. Deci pentru clasa a 12-a, da, s-au închis la... Și la clasa 8-a? Și la clasa 8-a, sigur că da. Da. Deci copiii... Se mai închid și săptămâna asta la clasa 8-a. Da, da, se mai închid. Dar pentru clasele a 12-a și a 13-a s-au închis de săptămâna trecută. Deci copiii au situația rezolvată. Nu este niciun fel de problemă. Doar să aibă, doar să aibă putere de muncă pentru examen. Și poftă și chef de învățat. Haideți să vedem cu gradele didactice, să trecem deci și la mobilitatea... Să trecem la, haideți, la profesori. Haideți. La cei care... fac acest lucru, se învârta. Așa. Gradele didactice sunt cumva suprapuse, ca și mobilitatea didactică de altfel. Este o perioadă extrem de aglomerată la inspectoratul școlar, deoarece întregul calendar de prin martie până prin iunie, iulie, a fost comprimat în 2-3 săptămâni. Și trebuie să ne ocupăm de toate aceste lucruri în același timp. Nu este ușor. Repet ce am spus mai devreme. Din fericire, trăim în perioada online-ului și în epoca online-ului și putem să rezolvăm foarte multe lucruri. Definitivatul este primul dintre examene, da. Înscrierea se va face online cu un dosar depus la inspectoratul școlar, scanat și trimis inspectoratului școlar. Iar proba scrisă, examenul scris, va fi pe 22 iulie. Va fi un singur centru de examen în Gorj pentru că avem numai 83 de candidați pentru toate disciplinele. De ce atât școlare? De puțin? Pentru că, din păcate, nu există foarte multe posturi vacante. Nu mai există foarte multe catedre disponibile, astfel încât să se tot rotească și să tot apară profesori noi. Și atunci, un număr destul de mic de profesori a ajuns, după un an de vechime, să poată să susțină acest examen. Am înțeles. Vă ascult mai departe. Da. Titularizarea este următorul concurs național extrem de important, l-aș numi eu aproape cel mai important, pentru că oferă cadrului didactic o siguranță a catedrei, a postului pe care se angajează. Este un examen scris, foarte serios, aș adăuga, în privința căruia profesorii ar trebui să se aplece în mod deosebit sau cei care vor să devină profesori să se aplece într-un mod deosebit și să încerce să-și dea seama că această ocupație nu este o meserie pur și simplu pe care o faci din orice altceva, dacă nu din convingere. Deci este o ocupație pe care trebuie să o simți și pe care trebuie să o faci atât cu implicare sufletească cât și cu implicare științifică. Trebuie să fii extrem de bine instruit, pentru că orice cuvânt pe care îl scoți din gură și orice vorbă pe care o adresezi la un moment dat unui elev îl poate marca și atunci trebuie să fii instruit din toate punctele de vedere, atât pedagogic, psihologic, cât și ca și specialitate. Și de asta aș fi vrut să transmit
un mesaj suplimentar profesorilor care vor să susțină acest examen de titularizare, să fie foarte conștienți de sistemul pe care și-l aleg să-și desfășoare, de sistemul pe care în care să-și desfășoare activitatea lor profesională. Dar să revenim, în 15 iulie va fi examenul scris, iar înscrierea va fi între 18 și 29 iunie cu dosarele depuse la inspectorat. Repartizarea se va face în baza mediilor obținute pe ultimii 6 ani. Deci dacă sunt mai multe persoane care să participe sau să candideze, să zic așa, pentru aceeași catedră, atunci se va face delimitarea la modul acesta. Gradul 1 așa. Este foarte important, de asemenea, și va fi, cred că mai sunt universități care și pe 7 iunie mai au astfel de susțineri. S-a decalat un pic calendarul inițial cel modificat deja pentru susținerea examenelor online, lucrărilor de gradul 1 online, se vor face de asemenea în mediul educațional, platformelor educaționale, cu coordonatorul lucrării de la universitate, cu un membru al comisiei, cu metodistul care a coordonat lucrarea respectivă și cu candidatul care își va susține pe astfel de platforme lucrarea de gradul 1. Profit de prezența noastră în studiul nostru și să vă întreb și de schimbările acestea de la ISJ, de schimbarea de gardă. Da, este un lucru care preocupă, am observat. Nu s-a schimbat toată garda. Așa. S-a schimbat o parte din inspectorii deja aflați pe posturi. Toată lumea din inspectoratul școlar a avut la un moment dat un concurs susținut. Perioada mandatului acelui concurs a expirat și toată lumea lucra cu delegație, deci deținea un post de conducere, respectiv de inspector școlar, numit prin delegație. S-a dorit o acordare de șanse, de oportunități și altor colegi de a deține o astfel de funcție, deoarece suntem toți egali ca și instruire, avem toți aceleași grade didactice, suntem colegi până la urmă, nu există niciun fel de diferență între noi și pur și simplu s-a dat ocazia și altor cadre didactice de a deține astfel de, de funcții de conducere. Nu a primat politicul, Da, să-mi spuneți dacă da sau nu. Da, nu a primat politicul și nu vreau să vorbesc în numele nimănui, pot să vorbesc în numele meu personal, nu am apartenență politică și nu a fost ăsta criteriul pentru care sunt acolo. Să sperăm că schimbările se vor reflecta și în lucruri pozitive, pentru că eu sunt convinsă. Educația este cea mai importantă în ceea ce privește orice popor, din punctul meu de vedere. Schimbări în ceea ce privește directorii unităților de învățământ? Cred aveți că o listă 90%, cu ei? Evident că există o listă. Așa. Evident. 90% dintre directori, unităților școlare, încă își exercită un mandat și ei încă au un concurs în baza căruia funcționează. Mandat care va expira la anul și în ianuarie, ceva de felul ăsta. Nu știu exact că nu m-a preocupat. 10% dintre directorii care funcționează cu delegație vor fi evaluați în cazul în care se poate face dovada unui management defectuos, atunci acei directori vor fi schimbați. Altfel, nu. Dacă pot face dovada faptului... Mă gândesc că omul potrivit la locul potrivit ar fi păcat să... Evident, evident, dar nimeni nu vrea să schimbe pe cineva când în urma lui rămân niște lucruri vizibile. Adică atunci când s-a preocupat îndeaproape de unitatea școlară pe care a condus-o, ar fi culmea să se facă vreo... Dar sunt lucruri care încă nu sunt hotărâte, sunt lucruri care sunt discutate și care vor fi puse în aplicare la un moment dat. V-am întrebat pentru că îmi doresc să vă reînvit din nou în studioul nostru.
Dar când va începe efectiv școala, că ați văzut, acum când e mediul online, nici probleme parcă n-au mai apărut ca înainte. Da, n-au mai apărut. Și atunci când deja toată lumea... Nu putem să spunem că ne-am confruntat cu foarte mari probleme nici înainte. Nu cred că avem școli care să fi ridicat așa niște dezastre. Absolut, nu. Din fericire, Gorjul este... Da, chiar așa, din fericire, Gorjul este liniștit. Este liniștit, liniștit. Ce ar mai fi de spus acum, spre finalul emisiunii, care ar fi mesajul dumneavoastră al inspectoratului, ce să le transmitem părinților, ce să le transmitem copiilor? Am înțeles de la dumneavoastră, la copilașii cei mici, deocamdată rămân acasă, în grija bunicilor, părinților, primează acum educația examenele, în mediul privat. Da, da. În privința lor, da. Bun, deci aici am lămurit. Cei care sunt la școală, clasa 8-a, clasa 12-a, respectiv a 13-a, rămân în continuare, în această perioadă de pregătire? Rămân în această perioadă de pregătire timp de 2 săptămâni. Deci începând de astăzi până pe 12 iunie, până vinerea viitoare, elevii vor participa la acele pregătiri fizice, să spun așa, la acele pregătiri face-to-face cu profesorul la școală. Mesajul ar fi un îndemn spre liniște, spre lipsa de stres. Aceste examene se vor desfășura, copiii vor fi foarte protejați împotriva îmbolnăvirilor, se fac eforturi și s-au făcut eforturi și se mențin aceste eforturi pentru a nu periclita sănătatea nimănui, nici a unui cadru didactic, a unui membru din staful auxiliar, nici a elevilor. Totul se va desfășura într-un mod aproape normal, ca și calendar, ca tot, și deși sunt foarte multe voci care ar fi vrut să se decaleze tot acest proces educațional, nu știm, din păcate, nu știm ce va fi la toamnă. Și cu Ministerul Sănătății mai transmite informații și date conform cărora nu e nimic sigur și s-ar putea să existe un al doilea val de pandemie, atunci poate am fi din nou nevoiți să închidem sau poate nu vom redeschide și ar fi elevii s-ar putea trezi cu anul școlar înghețat și asta ar periclita cel mai tare elevii din anii terminali, pentru că ei trebuie să intre într-un alt ciclu de învățământ și s-ar stopa totul și nu ar fi foarte bine. Deci elevii, atât elevii cât și părinților, să stea liniștiți, pentru că s-au întreprins foarte multe măsuri pentru protecția lor. Bun, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu. Pentru prezența în studioul nostru. Dragi telespectatori, iată, în această seară în fața dumneavoastră a fost purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar județean Gorj. Vom rămâne alături de toate aceste instituții implicate, nu? Că dumneavoastră colaborați și cu alte instituții. Da. Să sperăm că nu vor fi probleme. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră.